Numărul militarilor NATO în România crește, baza de la Cincu va fi ridicată la nivel de brigadă și va avea în componență circa 4.000 de militari aliați. Din cei 4.000 de militari NATO, majoritatea vor fi francezi, dat fiind faptul că Franța este națiune cadru pentru grupul de luptă NATO din România. Discutăm despre acest subiect împreună cu domnul Marius Humelnicu, deputat PSD. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Domnule Humelnicu, reprezentați partidul care se află la guvernare, dați și ministrul apărării, prin urmare nu pot să nu vă întreb, a cerut România o suplimentare a numărului de militari străini sau de unde această decizie? La nivelul alianței s-a hotărât să facem un exercițiu anul acesta și într-adevăr să avem 4.000 de militari pe teritoriul României. Va fi un exercițiu după care militari vom avea din Franța, din Belgia și din Luxemburg. Vom avea exercițiu în aprilie, după care se vor retrage și vom avea doar 1.500 de militari pe teritoriul României, al forțelor Alianței NATO. Credem că este un lucru bun și am cerut, într-adevăr, noi ca și România, să avem 4.000 de o brigadă, să avem pe teritoriul României, cu tot ceea ce înseamnă tot armamentul necesar acestei brigăzi, pentru că pentru cei ce n-au uitat, încă avem un conflict militar la est de România și că suntem într-adevăr prima țară și suntem în graniță cu Ucraina. Și credem că nu pentru a ne apăra, ci pentru a avea anumite exerciții, anumite lucruri normale pentru alianță să avem într-adevăr o brigadă în România. Da, care să fie totuși semnalul pe care îl dă NATO prin suplimentarea forțelor de pe teritoriul nostru? Să ne așteptăm ca Rusia să facă următorii pași, să se apropie de gurile Dunării, vorbea și Nicolae Ciucă zilele trecute. Despre acest risc spunea că e real. De fiecare dată, să știți, se spune că în vremuri de pace trebuie să ai praful de pușcă uscat, ceea ce înseamnă că trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce este mai rău. Nu cred și nu credem, sau ceea ce spun specialiștii, că Rusia va ataca Federația Rusă va ataca o țară NATO, dar nu înseamnă că nu trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru. Cred că ceea ce face NATO și faptul că are trupe atât în România cât în Polonia și în toate statele care au graniță cu Ucraina și nu numai, cred că este un lucru bun și un lucru descurajator pentru Federația Rusă. Dacă cumva se gândește să facă un pas în față, credem că e suficient ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă în Ucraina atacând un stat suveran și... Mulțumesc, domnule Marius Humelnicu, deputat PSD.